Iar acum, pentru variație, un uriaș fagure de beton. Mamaia, către care, ca să spunem așa, vor roi anul acesta peste 100.000 de turiști români și din 36 de alte țări, are acum 33 de hoteluri cu 4 până la 14 etaje. Sezonul la Mamaia este o epocă plină de încântări, la care contribuie totul, de la, să zicem, arta decorativă până la arta culinară. Firește însă că deliciul numărul 1 se compune din elementele cele mai simple, nisip, apă și soare. Arhitecților și constructorilor noștri li s-a oferit perla Mării Negre. Să recunoaștem că au înfrumusețat-o cu inspirație.